ceva, am construit clădirea pentru un service auto. Totul a mers foarte bine și încă mai bine când am aflat de programul Start pentru tineri, care este destinat tinerilor care vor să deschidă o afacere și ajută la procurarea echipamentelor și susținerea financiară nerambursabilă pentru tineri. Am aplicat la acest program, sunt beneficiar acum, am fost anunțat, ei, de banii câștigați, vreau să cumpăr absolut tot echipamentul necesar pentru serviciul auto, deja elevatorul este cumpărat, abia aștept să cumpăr tot, să încep activitatea. Я недавно открыла свой кондитерский цех. Я очень благодарна Аудиму за предоставленную возможность и помощь моему бизнесу. Денежные средства, которые будут получены в рамках этого гранта, будут потрачены на приобретение современного кондитерского оборудования, что позволит ускорить многие процессы на производстве, в рамках чего производство и сотрудники будут давать всегда стабильный, качественный и классный результат. Мы занимаемся выращиванием микрозелени в городе Кишинев. Мы выращиваем более 25 сортов микрозелени ежедневно. Поставляем нашу микрозелень в рестораны и в ближайшее время выходим в розничные магазины. Мы являемся участниками программы «Старт Пентрутини» в компании «Один». «Один» поможет нам реализовать с помощью этого гранта наш новый проект по производству оборудования для выращивания микрозелени везде повсеместно. ODIM a susținut tânăra generație prin implementarea diverselor programe de suport în afaceri. Este de remarcat faptul că din totalul beneficiarilor programelor ODIM implementate pe parcursul anilor, 40% sunt tinerii. Un an în urmă am lansat programul Start pentru tineri, care a încurajat tinerii să rămână acasă și să lanseze propria afacere. În cadrul acestui program au fost organizate un șir de hackatoane în regiunile țării, unde tinerii au fost ghidați în identificarea ideii de afaceri. După ce a urmat organizarea seminarilor de instruire, în cadrul cărora au fost instruiți 530 de tineri care au avut posibilitatea să participe la primul concurs de granturi în cadrul acestui program. Sigur că după asta a urmat o perioadă de analiză a dosarelor participante la acest concurs, au fost selectate cele mai bune idei și ca rezultat am aprobat la Comitetul de Supraveghere a programului 128 de proiecte investiționale a tinerilor participanți la acest program. Suma granturilor alocate constituie 21 de milioane de lei, iar efectul scontat în economie constituie 39 milioane lei. Aș vrea să menționez faptul că din total participanții sau din totalul beneficiarilor de granturi, 52% sunt femei și 10% sunt tinerii din familii defavorizate. Totodată aș vrea să menționez spiritul inovator și ingeniozitatea ideilor de afaceri. Sunt foarte multe afaceri propuse de către tineri, cred că în premieră pentru Republica Moldova. Aici aș putea să menționez câteva din ele, cum ar fi producerea păhăruților din comestibile, producerea jucăriilor din lemn personalizate, producerea somonului african, producerea cărămizilor Lego care va fi utilizat în construcție, producerea pietrișului decorativ din marmură și multe, multe alte idei interesante. Suntem încrezuți că acești tineri vor reuși să dezvolte afacerile, iar echipa ODIM vom sta alături de ei pentru a-i încuraja și a-i ghida în dezvoltarea unei afaceri de succes.